Bine v-am regăsit la ediția specială a știrilor TVR, sunt Alina Stancu. Ministrul Sănătății va propune curând prelungirea stării de alertă. Nenu Tătaru a precizat că România a reușit să ajungă la o stabilizare a numărului zilnic de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, însă începerea anului școlar și alegerile ar putea duce la o nouă creștere a infectărilor. Prelungirea stării de alertă s-ar face pentru alte 30 de zile. Pe 14 august, vă reamintesc, a fost ultima dată când a fost decretată starea de alertă, care permite practic autorităților să impună restricții pentru prevenirea răspândirii epidemiei. Da, și avem o nouă zi de creștere susținută a cazurilor de COVID în România, despre care ne vorbește chiar acum colega mea Diana Brâncuș, cu toate datele actualizate la această oră. Diana, bun găsit! Bun găsit, doamnelor și domnilor. Avem 1380 de cazuri nou confirmate față de ultimul bilanț privind boala COVID-19. Numărul total se apropie cu pași repezi de 100.000 al cazurilor confirmate de la începutul epidemiei în România. București rămâne în top cu 201 cazuri nou confirmate. Reconfirmați cu noul coronavirus au fost 760 de pacienți. În ultimele 24 de ore au fost prelucrate 25.000 de teste, dintre care aproximativ 10.000 au fost făcute la cerere. Din păcate, în acest moment, numărul celor aflați în stare gravă la ATI a ajuns la 459, 47 dintre cei bolnavi au pierdut lupta pentru viață, 2 dintre ei nu aveau alte afecțiuni care să fi fost raportate până în acest moment. Vestea bună este că a crescut și numărul cazurilor declarate vindecate, sunt peste 41.000 în acest moment, iar numărul celor asimptomatici care au fost externați la 10 zile de la depistare a trecut de 12.500. Diana, îți mulțumesc pentru informații. Este ultima zi în care școlile transmit inspectoratelor cum își vor deschide porțile de luni în funcție de situația epidemiologică din fiecare comunitate în parte. În București, cele mai multe vor adopta scenariul hibrid. O parte dintre elevi studiază la școală, restul vor face cursuri online. Elevii școlii gimnaziale 146 din sectorul 5, de exemplu, sunt singurii care vor învăța exclusiv online pentru că mai multe cadre didactice s-au infectat. Președintele Klaus Iohannis a făcut un nou apel la respectarea regulilor și a explicat că școala trebuie să înceapă pentru ca limitarea accesului la educație să nu aibă consecințe negative pentru generațiile tinere și să nu afecteze viitorul tuturor. Vă încurajez să-i trimiteți pe copii la școală și să le explicați că, pentru un timp, școala va fi diferită. Dar dacă vom respecta cu toții regulile, vom depăși cu bine această situație. În timp ce medicii de familie susțin că nu au timp efectiv să emită adeverințe pentru aproape 3 milioane de elevi, Ministerul Sănătății publică documentul de care au nevoie copiii la întoarcerea în școli. Adeverința necesară pentru înscrierea în colectivitate a ajuns la direcțiile de sănătate publică din toată țara. Documentul este necesar atât pentru copiii care sunt înscriși într-un ciclu de învățământ, cât și pentru elevii care termină învățământul preuniversitar sau dacă se transferă de la unitate școlară la alta. Ministrul Sănătății a explicat într-o emisiune televizată că medicii de familie ar trebui să elibereze cu prioritate aceste adeverințe pentru copiii care sunt în evidență cu boli cronice. 4 angajate ale Direcției de Sănătate Publică din Constanța au fost confirmate cu noul coronavirus. Femeile au aflat că s-au îmbolnăvit în urma testelor care se fac periodic acolo. Au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, iar starea de sănătate este una bună. Conducerea direcției a afirmat că activitatea instituției nu este perturbată și tot în urma testelor periodice, 20 de persoane de la un centru privat pentru îngrijirea bătrânilor din Tulcea au fost depistate pozitiv. Toate sunt asimptomatice, dar vor fi atent monitorizate în perioada imediat următoare. Au fost izolate de restul beneficiarilor din centru, care au avut deja rezultate negative la testele care s-au efectuat. Șeful statului susține că au existat discuții despre cum vor arăta secțiile de votare. Autoritățile se gândesc să pună câte o cabină specială pentru cei care au simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Trebuie să ne mișcăm în pregătirea alegerilor locale și, într-adevăr, cu o cabină special destinată persoanelor cu anumite simptome este deocamdată soluția în discuție și soluția vehiculată. Va fi discutată cu experții, cu specialiștii în continuare și, în final, în scurt timp, vom avea cele
mai clare soluții. Și aici este nevoie de foarte multă atenție. Pandemia de COVID-19 se suprapune peste cea de pojar în Ucraina. Acum că școala a început, mamele sunt disperate și iau cu asalt cabinetele medicale. Cristina Cuzemco își duce fiul la clinică pentru vaccin. Nu vrea să riște ca micuțul să facă pojar pentru că știe ce înseamnă această boală. În fiecare epocă există epidemie și mi se pare că este norma noastră în viață. Вот. И, ну, от ковида пока нет вакцины. Мы делаем от болезней, которые уже, слава Богу, есть вакцина, которую уже нашли. În primele două luni ale anului, deja fuseseră înregistrate aproape 300 de cazuri. UNICEF urmărește cu îngrijorare ce se întâmplă în această țară. What we know about the relationship between COVID, the whole situation of COVID and vaccinations is that vaccinations have gone down drastically. So last year, about a little bit more than 40% of children were vaccinated against measles, for example, in Ukraine. This year, we see a drastic drop. So only about 28% of children are going to be, have been vaccinated. Anul trecut, Ucraina a fost cea mai afectată țară din Europa de pojar. Au fost aproape 60.000 de cazuri. Lunile de carantină impuse de COVID-19 au oprit și răspândirea acestei boli. Acum însă, odată cu începerea școlilor și cu venirea iernii, doctorii se tem că se vor lupta cu ambele maladii fără prea multe șanse. Proprietarii de baruri și restaurante din Spania protestează față de noile măsuri impuse de guvernul de la Madrid. Este sectorul care produce aproximativ 12% din bugetul țării. Majoritatea se tem că vor intra în faliment dacă nu vor fi ajutați. Pe de o parte, guvernul a impus restricții draconice ca să împiedice răspândirea virusului. Pe de alta, clienții speriați că numărul de infectări crește din nou nu mai vin în localuri. Președintele american Donald Trump a intrat din nou în colimatorul public pentru că a ascuns gravitatea noului coronavirus și a indus publicul în eroare. Cel puțin asta susține jurnalistul Bob Woodward într-o nouă carte bazată pe câteva ore de interviuri cu liderul de la Casa Albă. Trump nu ascunde că a minimalizat pericolul COVID-19, dar afirmă că a făcut-o ca să nu creeze panică. Cartea lui Bob Woodward se bazează pe mai multe ore de interviuri cu Donald Trump, conversații pe care le-a înregistrat cu permisiune. La începutul lunii februarie, președintele afirma despre noul coronavirus. It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air, and that's how it's passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your... Două săptămâni mai târziu, însă, pentru public, președintele declara. It's a little like the regular flu that we have flu shots for, and we'll essentially have a flu shot for this in a fairly quick manner. Yeah, go ahead. Această discrepanță este văzută de jurnalistul Bob Woodward ca o minciună. This is the tragedy. A president of the United States has a duty to warn. The public will understand that, but if they get the feeling that they're not getting the truth, then you're going down the path of deceit and cover-up. Într-un alt fragment din cartea care va fi publicată săptămâna viitoare, în luna martie, Trump recunoaște că voit a minimalizat pericolul coronavirusului pentru a nu induce panica. La fel se apără și acum liderul american. I love our country and I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say. And certainly I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. We want to show confidence, we want to show strength. Trump și-a apărat și deciziile de a închide granițele foarte repede. Ordinul de a interzice călătoriile din China a fost dat încă de pe 30 ianuarie și faptul că imediat a comandat materiale de protecție. Am făcut o treabă foarte bună care a salvat milioane de americani, a spus Trump. SUA rămâne însă cea mai afectată țară din lume, cu peste 190.000 de decese asociate COVID-19. La final vă reamintesc că au fost înregistrate aproape 1400 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în România și numărul deceselor zilnice se menține ridicat, aproape 50 raportate oficial în ultimele 24 de ore. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția specială a știrilor TVR. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu informații noi vă așteptăm să în telejurnalul orei 14. Pe curând!